Oare Ian Popescu steroizi? Oare iau eu steroizi? Leilor, astăzi vom face antrenamentul meu de piept cu Andy Popescu. E aici de față. Mulțumesc, Andy, că ai venit să facem un antrenament de la forță rău de tot. Și bineînțeles, după o să răspundem și întrebărilor voastre pe care le-am strâns pe Instagram. Bun, Andy, primul exercițiu de piept pe care vreau să-l facem e exercițiul meu preferat, să zic așa, de încălzire, respectiv pectecul. Sau poate fi făcut și, bineînțeles, înlocuit cu fluturi încălzitoare. Dar ăsta izolează super bine pieptul, trimitem o sânge acolo și e practic ne pregătim super bine de antrenament. Hai zi-te. Hai. O să începem cu prima serie lejeră, să zic așa, de greutate. Facem 15 repetări. Aici. Hai. Atâta New York. Să faci pieptul sus mereu. Și mai au și vecherie, și chiar și pentru voi, ca să știți chestia asta, trebuie să vă gândiți în creierul vostru, să aduceți practic bicep și unii lângă altul, unul lângă altul. Cu cât te gândești mai mult la chestia asta, cu atât ai contracția maximă pe pectoral și obții striurile alea blană rău de tot. Foarte importantă tehnica asta la pectec, pentru că mulți cred că lucrează piept, dar de fapt fură foarte mult cu deltoidul anterior și o să ajungi să simți durere foarte mare pe deltoidul anterior, la modul aici, toată treaba asta, dar durere, gen efectiv, și ar pieptul să fie, să mai poată să mai lucrezi undeva la 5, 6, 7 repetări, dar din cauza durerii acelea să te oprești și să zici, mamă ce bine a intrat, dar de fapt nu s-a locat pieptul cum trebuie, știi? Trebuie să atingi sau foarte mult să apropii pectoralul aici și deja în punctul acesta ești în contracție maximă. Andy, tu cum ești cu somnul? Cum te simți cu somnul? Pentru mine este foarte important somnul, pentru că odihna alături de alimentație, mișcare și lipsă de stres este unul dintre cei patru factori pentru o viață fericită. Bravo. Deci, odihnă, adică somn, bravo. Alimentație, să mănânci sănătos, exact. 2 grame de proteine pe kilogram corp, bravo. Lipsă de stres și mișcare. Ce fac eu pentru al doilea exercițiu de piept, respectiv împinsul înclinat, dar îmi place foarte mult să variez prizele, așa că eu lucrez o săptămână cu priză largă, iar săptămâna aceasta o să fac priză medie. Priza medie mă ajută foarte mult pe contracția, pe partea superioară, da? Și bineînțeles, nu știu, variația prizelor ajută foarte mult să atacăm toate zonele pieptului și toate capetele. Te-a crescut și organul genital? Păi bineînțeles, s-a dublat. Aia zic, s-a dublat și în mărime și de... Un pic. Nu e Tony aici să zică, e un zeu grec. E un zeu grec. Tony, dacă te uiți la vlogul ăsta, ce a fost, bă, capul tău? Fără să exagerez, fie că dacă îl vedeți în realitate, e de două ori mai mare decât pare pe cameră. Bă, de două ori mai mare. Fără niciun fel de mișto. Ajuns într-un punct în care e estetic, adică cel puțin aici, nu știu cum ești pe spate, dar poate o să facem un pozing ceva după. Dar partea asta din față e chiar arată super bine, adică și-a dat contur la piept. Pătrățelile sunt destul de estetice, aș merge pe o notă 8.59, știi? Adică pentru... Man, eu sunt foarte mulțumit pentru că am 42 de ani. Da. Și la 42 de ani eu m-am așteptat să fiu cum arată unul de 42 de ani. Băiatul ăsta are 53 de ani și acum 3 ani a făcut un copil. 53 de ani. 53 de ani, man. Michael. 6. Urmă. Noi avem grijă de ceea ce facem și bineînțeles ne cântărim tot ceea ce folosim și așa mai departe. Avem istoricul analizelor lui Andy, care chiar m-a surprins cu chestia asta, care e un istoric super bun. Adică cine zice că noi nu le facem cu cap, bă, chiar sunt făcute cu cap. Adică eu am zis că le fac la săptămână. Ia să vedeți cum are Andy istoricul pe telefon. 19 ianuarie, 18 ianuarie, 13 ianuarie, 13 decembrie, 13 decembrie. Neti! Hei! V-a fentat! V-a fentat! Ultima! Sus, bravo! Bă, măcar una a mers! Următorul exercițiu este împinsul cu ganterele și facem împins cu gantere pe plan înclinat, ușor, și aici avem tot așa o discuție pe care o să vă explic în momentul în care o să execute Andy, pentru că e foarte important, la fel ca la pec, de când să aducem foarte mult mâinile până aici, dar să nu lovim ganterele între ele, dar stați aproape că o să spunem imediat și explicația. Cura sunt la 25! Așa sau așa? Nu, fără așa. Așa? Eu le țin ușor încoace, uite, un pic atât, da? Și la fel, te duci până jos, maxim depărtezi, și când ajungi sus, nu le lovești între ele, dar încerci la fel, te controlezi pe bicep să se apropie cât mai mult. Poate cu apropierea bicepsului mai mult, adică măcar tihnic să o ai exact, bravo, dar nu le între ele. Chiar, vezi că aici ești strâmb. Rămâi aici. Așa. Și te-am dus până sus. Ha, nu le lovim între ele. Exact. Exact, hai.
și uite ce am arătat lui Andy. Să nu lovești gantele între ele pentru că riști să-ți strici stabilitatea. 2. Să nu scoți foarte mult în exterior, pentru că odată ce mă duc în exterior aici, nu mai lucrează deloc pieptul, adică gen, avem contracție pe pectoral, dar mică. 3 la mână, de fapt, este faptul că în momentul în care am ajuns aici, aici ne-am oprit. Ce facem? Extensia asta maximă este extensia tricepsului. Lucrăm decât triceps și umără anterior, da? Și foarte important, nu mai loviți gantelele. Asta e cel mai important. Văd foarte mulți care lovesc gantelele între ele. Useless. Ei, gata. Spuneți voi în comentarii ce culoare are Andy pe fața acum. Roartei direct iute. Wow, Andy, arăți ca un zeu grec. Wow, Adonis, tu ești! Când nu mai poate, gen, simte că pun mâna să-l ajut și mai scoate un pic așa, cred că mai are un pic de motorină pe fundul glicogenului, da, glicogenului, știi ce zic? Și îi dă drumul, îi dă spike. Glicogen pe exhaust. Are evacuare, are pops and banks, ești nebun. Se descoperă, se fie pe toți. Nu e mult. Mamă, dacă nu plătesc de la asta, dacă nu face clipul ăsta 10.000 de like-uri, îmi dau cu gantele astea. Mai avem un singur exercițiu, respectiv. Deja de 2 ore în sală. Aia zic. Fluturări cu la cabluri, dar o să le dăm din partea de jos, da? Nu știu că le faci partea de obicei. Perfect, dacă e și un exercițiu nou, hai să începem să dăm cu el. Mie îmi place maxim. Ultimul exercițiu, mereu să faceți pe ăsta. 100% vă va ajuta și mai, deci pompare mai puternică decât din cabluri, nu scoți nimic. Oare Gandhi Popescu steroizi? Da, la mine definiție e... Oare iau eu steroizi? Așa cum v-am spus pe story, la mine pe Instagram, întrebările la care ați vrea să vă răspund eu și Andy, și Andy a dat share la el pe story, așa că vom răspunde la câte o întrebare de la fiecare în parte. Vom răspunde la cele mai bune întrebări și, bineînțeles, cu ideile principale care vă vor ajuta pe toți. Părerea aș vrea de Andy. Eu am început să iau și sunt mult mai calm. Nu? Da, chiar și dorm mult mai bine. Calm și mai e o chestie foarte importantă, te ajută să știi să te focusezi mai mult și să fii mult mai... Așa este și Jeff, scade stresul. Și Jeff Nippard, care are 3 milioane de abonați pe YouTube, Jeff Nippard, a zis că este singurul care are cu adevărat șanse să crească testosteronul natural. Nu mult, cu 10%, da. Dar still, sunt pe principiu că nimic nu merge pentru toată lumea și de-aia trebuie, da, să încerci. Încerci, vezi dacă îți place, dacă îți place continui, dacă nu îți place, nu continui. Eu așa fac. Cum se simte suplimentul de testosteron? Probabil aici se referă la amândoi, să răspundem amândoi. Eu pot să zic cum să simt eu la 40 de ani. Eu la 40 de ani, iată-mă cum am băgat în față, nu, la 40 de ani mă simt ca la 25 de ani. Yep, yep, yep. Oh! Și mă simt mult mai sănătos și se vede asta și pe analize și pe cum mă simt și pe cum arăt, pe asta e absolut totul. Problema este când te duci de 10 ori doza, atunci exact. E o problemă, atunci este abuz de steroizi și atunci nu mai e medicament, atunci e o travă. Iar și la noi și la sportivi, bineînțeles, contează foarte, foarte, foarte mult să le faci cu cap. Și bineînțeles, doza asta nu fie extraordinar de mare, cu cât este mai mare, cu atât te expui riscului. Și mai e încă o chestie pe care vreau să vă spun și am susținut-o mereu. Nu susțin și nu recomand folosirea de substanțe anabolizante, dar dacă va fi vreodată să vă gândiți să folosiți doar ca să arătați mai bine ca X sau ca Y din sală și așa mai departe, eu vă spun să nu mergeți pe această cale, pentru că sunt prea multe consecințe pe care trebuie să le, peste care trebuie să treceți ca să zici să fie ok că ai folosit și așa mai departe. Te consolezi cu ideea că o să ai efecte adverse. Orice în viața asta are și niște efecte negative. Și trebuie să le spunem concret. Nu o să mai puteți să faceți copii. Este după posibil. După utilizare îndelungată, da? Clar. Doi, s-ar putea, dacă nu faceți terapie de revenire, să nu mai revină niciodată, să nu mai revină niciodată testosteronul. Practic îți strici sănătatea de la 20-25 de ani. Când corpul tău este capabil 100% să funcționeze și să acumuleze masă musculară, chiar dacă într-adevăr într-un timp mai lung, dar mult mai sănătos. Și poți să faci chestia asta dacă îți faci un test la orice centru de analize sânge și îți faci testosteronul liber și după aceea te duci cu analizele la un medic și vezi dacă este cazul de suplimente. Sunt foarte rare cazurile în care ai hipogonadism, exact. Adică chiar să ai probleme cu testosteron hipogonadism, și să necesite un tratament de substituție. La 40 de ani, cu siguranță... Ai hipogonadism, da. Da, cei mai mulți. 100%. E ok să iau steroizi de la 16 ani? E cea mai mare greșeală. Din punctul meu de vedere, clar, te distrugi, nu. Te distrugi. Foarte, foarte greșit. S-ar putea să nu mai poți să faci copii, chiar dacă faci tu terapie de revenire. Și dacă tu
Iei steroizi, ar putea să distrugi tot testosteronul tău. Exact. Și să nu mai producă. Și la 16 ani testosteronul e în nivele maxime, adică 800, 1000. Exact, suficient cât să asimilezi și să acumulezi masă musculară super bine, în mod natural. Și probabil vei vrea la un moment dat să suplimentezi cu testosteron și vei ajunge la niște doze extrem de mari dacă ipotetic iei drumul acesta. Adică, na, și efectele adverse și aromatizarea sunt foarte multe. Deci 16 ani e o vârstă prea mică. Poți să începi cu proteină, poți să începi cu creatină, cu suplimente normale. Uite, ce suplimente folosiți? Ar fi să răspundem așa. Da, proteină, creatină. Creatina e cel mai tare supliment din punctul meu de vedere. Ever. Omega 3, vitamine, minerale. Mai am, ca să dau peste ce ai spus tu aici. Colagen. E important, exact, colagen. Eu iau. Protector pentru ficat. Da, Hepamers, LIF52. Merge și LIF52, la fel, mai luăm și fortificat. Să știți că fortificat foarte max, max de la farmacie, este super bun. Pentru un om normal, bineînțeles, și pentru unul care face sală. Cât are în braț, Andy? 40. Uite, ar fi trebuit să ne măsurăm aici, pe camera. 40 versus 50. Și un alt, dar uite că e totuși acolo. Adică, da, sunt definit, dar sunt mic. Știu chestia asta, mă simt foarte bine. Cum a venit pasiunea pentru mașini la amândoi? Ceva de genul. La mine cineva. De mic, când eram mic, mă jucam cu surprize, gume turbo, așa a venit pasiunea. La mine pasiunea pentru mașini, exact, ceva de genul, cum a spus Andy, eu am fost super pasionat de mașinuțe cu telecomande când eram mic, adică aveam toate alea, știi ce super zic? Tare. Mamă, deci aveam mersiuri din alea care erau așa mari, ajunsesem cu etanol. Te prindeau vreo, jur, prindeau da. Pe vremea când eram 80 la oră, 80 la oră, ceva de genul. Da. Acum cred că zic că se duci peste 100. Da, adică e ceva rău. Și de acolo am zis, na, clar, nu. Și am ajuns la un Leon de 300 de cai, doar carcasa mai pe el, adică la modul ăla. De cât timp facem sală? Eu m-am apucat la 18-19 ani, am ținut-o un an, 2-3, după aia am făcut pauză ultimii 8 ani până m-am apucat anul trecut. Dar nu am consecvent, fac din constant, mai. Să fii constant, mai. Da, da, da. Eu am aproape 10 ani, aproape acum în iunie o să se facă 10 ani de sală, nu pot să zic că am fost super consecvent în primii, să zic, 1-2 ani, dar în al treilea an am și concurat și de atunci mi-am dat seama că ăsta este drumul meu și cu asta aș vrea să mă ocup. Eu sunt inginer în construcții la bază, am făcut facultatea de inginerie a instalațiilor la UTCB, dar totuși activez în domeniu pentru că îmi place mult mai mult, chiar dacă și în inginerie am fost foarte bun, am fost integralist cu bursă toți ani, efectiv, adică da. N-am avut niciodată nicio restanță, am fost ca studentul, ca ușa fără clanță, știi, bravo, era bravo. Vorba aia, știi? Are vreo problemă pentru sănătatea ta dacă te suplimentezi constant cu o doză mică de test? În primul rând, poate să apară probleme, de aceea nu trebuie să faci chestia asta nesupravegheat de un medic care se uită peste analizele tale. De aceea trebuie să-ți faci analize constant, măcar odată la 2-3 luni. Măcar la 2-3 luni. Hai, 2-3 luni, da, e maxim. Ce faci la 2-3 luni? Ficatul, rinichii, inima și, evident, testosteronul. Dar nu numai testosteronul, ci testosteronul liber. Pentru că 98% din testosteron este legat de SHBG. Exact. Și atunci, tu trebuie să le faci pe amândouă. Mm-hmm. Tu poți să ai testosteronul în range și testosteronul liber e singurul care acționează asupra mușchilor tăi. Exact. Deci neapărat să nu faci chestia asta de capul tău, pentru că s-ar putea să te juci cu sănătatea ta. Cât de mare poate fi transformarea într-un an de sală? Dacă abia te apuci, poate să fie destul de mare, pentru că la început ai cel mai mare progres. Da. Nu ești obișnuit și corpul primește un șoc. Haideți să vă zic eu cum a fost pentru mine. Eu în primele două luni de sală am luat aproximativ 10 kg. Deci, în două luni de zile, 10 kg, credeți-mă că e foarte mult. Adică, nici nu foloseam suplimente, nu foloseam nici măcar creatină, nu foloseam absolut nimic. Și am reușit să cresc 10 kg doar prin faptul că mi s-a mărit apetitul. Normal, am reușit să mănânc mult mai mult. Făceam basket, sau m-am oprit și din basket și corpul meu era foarte obișnuit cu metabolismul mega accelerat. Foamea, am mai construit mușchi. Și după aceea, ușor, ușor, na, am reușit să acumulez și să ajung la 112 kg, care mi se pare o cifră enormă. Creatina produce retenție de apă. Clar produce retenție de apă, dar nu produce retenția de apă pe care ați crede-o voi că o produce respectiv subcutanată. Foarte, foarte rar sunt cazurile de retenție de apă subcutanată. Ea reține apă în mușchi și ce trebuie să țineți, ce trebuie să aveți în vedere despre creatina este că suplimentează corpul cu creatină pe care corpul o produce în mod normal. Așa că n-are cum să aibă retenție de apă decât în mușchi, care este super benefică, pentru că îți crește oarecum masa ta totală și automat ai mai multă forță să lucrezi și să împingi, deci vei crește mai mult, vei putea să ai mai multă forță, vei rupe firea musculară mai mult, vei avea ce să refaci mai mult, deci vei crește.
Eu cred că aici depinde și de la caz la caz. Eu pot să spun experiența mea, de fiecare dată când am luat creatină, n-am schimbat absolut nimic, dar m-am făcut la față, uite așa. Deci ușor la față, față la față. Am reținut, dar până la față. Da, da, poate acum... să mai fie, poate să mai fie și din partea TRT-ului asta un pic, nu, dar nu, nu, eu vorbesc acum strict, 10 ani. Strict, nu, că nu mai nimic. Sta nimic, strict. Absolut nimic. A, atunci da, se poate să fie bine. Acum depinde la unul la unul. Da, da. Trebuie să încerci și reveni la ce am zis mai devreme. Încearcă, vezi dacă ești ok, dacă ești ok continuă, dacă nu ești ok. Cel mai important e să vă țineți, să vă țineți sub observație corpul vostru, pentru că e cel mai important. Ăștia am fost noi și până data viitoare stați mari, fraților. El a fost Andy Popescu, eu am fost Andrei Bordeanu. Vă pupăm și vă așteptăm la următorul vlog. Power!